Bună seara, dragii mei prieteni! Mă bucur că am posibilitatea să vă salut cordial cu pacea Domnului Hristos și în acest sabat minunat, o seară plăcută, caniculară cei drept, ca în verile din anii 1931 36 Dar mulțumim Dumnezeu pentru soare, pentru aer curat, pentru bunăstare, pentru bucurile vieții, pentru împreună simțire și pentru dragostea lui Dumnezeu care întotdeauna este simțită între noi cei care iubim pe Domnul și cei care așteaptă revenirea Domnului Hristos. În această seară sigur că aș dori să fac un pic de trecere revistă a unor evenimente extrem de importante, cel puțin două pe care le-am remarcat eu, bineînțeles că sunt mai multe, dar cele care au conotație profetică, se pare că Vaticanul l-a excomunicat pe Carol Maria Vigano pentru schismă. Deși numele domniei sale de Marie este o nume de femeie, iar domnia sa este bărbat, totuși Vigano s-a declarat un opozant al mișcărilor transgender și a mai tot ce se numește ideologie globalistă, globalism sau globalizare. Carol Maria Vigano își imaginează sau crede într-o altă formă de împlinire a profeției, diferit de cel pe care îl dorește, mă rog, acest împărat al Sudului, care susține mișcarea globalistă de astăzi, bineînțeles că folosesc termenul ca pe o metaforă sau un simbol. Împăratul Sudului ar simboliza ateismul antic uh, și, dacă vreți, și ateismul modern, nu? Faceți aminte când faraon uh, a făcut o declarație în fața lui Moise spunând cine este Domnul ca să mă tem de el, nu voi lăsa pe Israel să plece. Nu. Aceste două apelative, în genere, merg mână în mână cu sistemul globalismului modern. Biblia, în Apocalipsa, capitolul 11, versetul 8, ni se spune că, în genere, sistemul care va conduce lumea cu puțin înainte de revenirea Domnului Hristos va avea o pluralitate de ideologii și anume și trupurile lor moarte vor în piața cetății celei mari, se referă la Vechiul și Noul Testament, Biblia, ucisă de Revoluția franceză, care în înțeles duhovnice se cheamă Sodoma și Egipt, unde a fost răstignit și domnul lor. Guvernul global practică religia ateismului obrasnic, reflectat de învățăturile, dacă vreți, renascentiste ale Franței și nerușinarea Sodomei. Dar asta se vede de departe, nu-i așa? Globalismul și mișcările neomarxiste, pe lângă latura mișcărilor sodomite, se laudă cu tupeul extrem de a-l expulza pe Dumnezeu de pe tera. Carol Maria Vigano, un membru al mișcării Nordului de data aceasta, este împotriva celor care promovează mișcarea Sudului, ateismul global. În acest război ideologic între Împăratul Sudului, nu? ateismul de stânga și împăratul nordului, religia obligatorie de dreapta, se pare că în cele din urmă va câștiga împăratul nordului. Carol Maria Vigano a avut curajul să-l înfrunte pe Papa Francisc, aplicându-i imaginea anticristului, nu? imaginea impostorului din a doua Tesalonice, în capitolul 2, și anume că Papa Francis, datorită motivelor multiple, de mușamalizare sau cover-up, cum se zice pe aici, a fenomenelor de pedofilie și altele, adăugându-și faptul că Francis este susținător al mișcărilor de inoculare, mandatorie, închiderea forțată în case, schimbările climatice, mișcările LGBT, căsătoria persoanelor gay, etc., etc., Vigano spunea despre papa următoarele. În Sfânta Scriptură Sfântul Pavel ne vorbește despre cel care se opune manifestării tainii fără de legi, catehonul, 2 Tesalonicen 2, 6 la 7. În sfera religioasă, acest obstacol în care a răului este biserica și în special papalitatea. În sfera politică sunt cei care împiedică instaurarea noi ordini mondiale. În o dezbatere sau o idee cu titlul de gen is the Pope Catholic, este papa cu adevărat catolic, domnul Carol Maria Vigano făcea o altă declarație destul de acidă cu privire la tronul pontifical. După cum se vede, cel care ocupa acum scaunul lui Petru, spunea domnia sa, și-a trădat încă de la început rolul său pentru a apăra și promova ideologia globalistă, susținând agenda bisericii paralele care l-a ales din rândul ei. Mă opresc un pic și pun o întrebare cum adică eu știam că există doar un stat paralel care conduce lumea în culise, dar iată că aici ni se vorbește nu numai despre servicii care conduc lumea politică, lumea socială, economică, dar iată că există servicii de inteligență nu, care produc, așa zis, a biserică paralelă. Biserica este condusă de o altă biserică din culise, nu? așa spunea domnia lui. Ma, probabil că el are mai multe argumente decât mine. Suntem cu mult peste limitele ereziei, spunea domnia sa, Sfântul Robel Beramin nu și-ar fi imaginat niciodată că emisarul masoneriei va merge atât de departe încât să fie ales ca papă cu scopul de a demola biserica din interiorul ei, uzurpând și abuzând însuși puterea autorității papale împotriva papalității. Și nici nu și-ar fi imaginat că un papă ipocrit va depăși simpla erezie și va îmbrăzișa cu totul apostasia. Sigur că rezultatul uh, unui astfel de atac verbal uh, n-a întârziat să vină și s-a încheiat cu execuția spirituală, în ghilimele, a lui Vigano. Un tribunal specializat în asanarea ereticilor și schismaticilor l-a executat pe Vigano de urgență și fără drept de apel. Dragii mei, să nu uitați că excomunicarea în genere este irreversibilă și căderea din har din harul bisericii este permanent și bineînțeles că are ca finalitate flăcările iadului. Există o similaritate între el și Luther, Luther nu și-a permis niciun gând, sau nu s-a gândit niciodată în prima fază a protestului său că va ieși din biserică. Tot așa și Maria Vigano nu și-a dorit o separare de biserică. Luteranii au semnat un pact de întoarcere la biserica mamă, Un tratat de alianță cu Roma, a acceptat această unitate. însă biserica Romei sau Vaticanul a acceptat împreună simțire cu luteranismul mai degrabă ca un act de revenire acasă al fiului risipitor decât o unitate de la egal la egal. Acum, dacă mă gândesc la Dumnezeul din cer și îl compar cu cel de pe pământ, parcă diferența este chiar strigătoare la cer, nu-i așa? Carol Maria Vigano cunoaște impactul și dimensiunea spirituală a excomunicării, dar, ca și doctorul catolic Martin Luther, a repetat aproape la Indigo declarația lui Luther când a spus: uh, aceasta este scrisoarea sau decretul de excomunicare. Luther a spus, o disprețuiesc. Aproape la fel, Maria Vigano a spus această decizie care a fost deja prefabricată în anticipație ca să producă un astfel de rezultat. N-are nicio relevanță pentru mine sau ceva de genul ăsta. Surpriza surprizelor este că un mare actor, ce să vezi, îi ia apărarea lui Vigano, Mel Gibson, artizanul filmului de The Passions of the Christ sau Patimile Cristosului, dacă vreți, Uh, face niște declarații la unison cu Viganu cu privire la Papa și întregul proces de globalizare a Vaticanului, în încercarea de a stabili o nouă ordine mondială. Ce zice Mel Gibson? Sunt sigur că nu te așteptai la nimic altceva de la George uh, Borgolio. Știu că știi că nu are nicio autoritate, așa că nu mi este prea clar cum te va afecta aceasta în viitor. Sper că vei continua să, pre să prezinți liturgia și să primești și tu, la rândul tău, sacramentul. Aveți toată empatia mea văzându-vă cum suferiți public această gravă nedreptate. Pentru mine și pentru mulți alții sunteți cel mai curajos erou. Ca întotdeauna v-ați exprima punctul de vedere fără ocolișuri, chiar și atunci când a fost vorba de legitimitatea existenței Papei Francisc. Ați punctat fără ocolișuri problemele de bază care visează direct această instituție care a eclipsat Adevărata Biserică. Și vă aplaud, adică vă admir curajul pe care îl aveți de a aborda aceasta, dar mai mult decât atât, vă admir pentru că vă mențineți fidelitatea față de adevărata Biserică. Deci, prietenii mei, dacă vă uitați la acest conținut al declarației, domnia sa, Mel Gibson. Numește Vaticanul instituția aceasta și spune că în interiorul acestei instituții există o adevărată biserică eclipsată nu? de tot ce se întâmplă în rândurile acestei instituții. Și faptul că Carol Maria Vigano este un om care și-a exprimat atașamentul și fidelitatea față de adevărata biserică care este. În interiorul Vaticanului, a stârnit admirația lui Mel Gibson. Știți, Mel Gibson, vă aduceți aminte de filmul uh, acela The Passions of the Christ, domnia sa punea accentul pe suferințele trupești ale Domnului Isus Hristos. A scos în evidență ferocitatea vărsării de sânge, maltratarea și nimic despre suferința mentală a Mântuitorului. Acum, întrebarea este dacă Vigano ar fi în locul Papei Francisc și Francisc în locul lui Vigano, care ar fi outcamul sau care ar fi finalizarea unei astfel de situații? Care ar fi decizia Tribunalului Inchiziției condus de Carol Maria Vigano împotriva Papei Francisc? Excomunicarea lui Francisc pentru apostazie, nu? Așa cum Francisc la. Excomunicat pe Vigano pentru chismă, tot așa, probabil că în contextul în care, acum, ipotetic vorbind, Carol Maria Vigano ar, ar fi avut sau ar avea în viitor puterea absolută ca papă, eu cred că, datorită cuvioșii sale și pasiunii sale pentru dreptate, Carol Maria Vigano n-ar avea nicio ezitare să aplice exact același destin, același rezultat, aceeași sentință, aceeași sentință, așa cum i s-a aplicat lui. Deci observăm că piosul, în genere, omul pios, devine mai sârguincios când e vorba de aplicarea pedepsei împotriva ereticilor. Deci, dacă vine dreapta la putere, avem de-a face cu începuturile inchiziției. Dacă rămân la putere liberalii neomarxiști care conduc biserica astăzi, Vom avea biserici închise și săl masonice deschise, unde, mă rog, oamenii sunt invitați pentru spălări de creier, mesaje subliminale și așa mai departe. De fapt, nu există o diferență reală între autoritățile care la ora actuală se luptă pentru dominare. M-am împotmolit prieten de un videoclip săptămâna trecută unde într-un autobuz un tip bine făcut, îmbrăcat într-o ținută sportivă, și la propriu, și la figurat, interacționează cu domnul de pe scaun, care pare a fi un preot catolic consacrat cu cruce și rucsac. Într-un moment extrem de violent, personajul, tânărul, zbiară cât îl țin plămânii la preotul care stă cu mințel jos și îi ia cu forța rucsacul îl trântește la pământ și apoi îi smulge cu furie crucea care este susținută de un lățișor finuț la gâtul preotului, poruncindu-i să mărturisească. Judecând după aparențe, care de multe ori înșală, mi-am zis că acest agresor este un neomarxist din ceva mișcări antireligioase, și vrea să luminească pe acest preot catolic, care mi s-a părut că a stat omul la locul lui și nu s-a lăsat provocat de această situație. Tânărul insista, mărturisește, spune tânărul, mărturisește că te-am văzut aseară unde erai și ce făceai. Preotul juca bine piesa victimei și insinua că e nevinovat. Atunci, spre surprinderea mea, Tânărul deschide rucsacul preotului și arată tuturor un steag cu imaginea curcubeului, care a devenit simbolul mișcărilor gay și mișcărilor transgender. Bineînțeles că a fost o, un șoc pentru toată lumea. Când preotul a realizat că masca i-a fost dată jos, din pios ce era, și-a schimbat comportamentul și și-a pus masca și-a permis omului original de după haină să spună, da, domne, m-am dus la acea paradă, la acea demonstrație pentru susținerea drepturilor ei, ca să-i salvez pe cei ca mine, să-i salvez pe cei care trăiesc această situație ca mine. Adică vrea să insinueze că și el este pe invers și vrea drepturi mai multe. Da, am fost și eu la demonstrația aceea de aseară, fără haină preoțească, bineînțeles, în ghilimele spun eu, pentru că spunea el, am vrut și eu să ajut pe cei neputincioși ca mine. Sincer, am fost foarte, foarte, foarte șocat pentru că mi-am dat seama că aparențele m-au înșelat. Se pare că există în lumea Romei un cutremur ideologic și de influențe politice și de influențe religioase, generate, evident, de polarizarea adusă de criza pandemică. Luarea de poziție pentru narativul oficial și cel al opoziției au împărțit, bineînțeles, că lumea Romei între neomarxiștii liberali, adică ateii cu mască de preot, care susțin, evident, mișcările ateiste și conservatoare, progresiste, și, bineînțeles, pe de cealaltă parte, pioșii din clasa conservatoare, pionii, de fapt, erau preoții cu mască, nu? Cu o gândire neomarxistă, liberalii, și pioșii erau cei din clasa conservativă, care doreau să introducă religia cu forța ca factor mandatoriu pentru reorientarea societății pe un făgaș religios. Deci, asta că lupta în Vatican, la ora actuală, este o luptă între pioni, oamenii cu mască, și pioși, oamenii fără mască, care își doresc puterea pentru a pune lumea la punct și a stabiliza societatea, printr-o religie forțată, introducerea în școli a tot ce se numește religie. Bineînțeles că, întorcându-mă la tânărul care era frustrat și preotul din autobuz care stătea jos, discuțiile au căpătat nuanțe isterice, îmbibate cu iz de caragiale, cu mască sau fără de mască. Așa și cu preotul nostru din videoclip. La început am crezut că preotul este adept al mișcării de dreapta, Religia cu forța, ideologia Împăratului Nordului. Fiind ferm convins că tânărul agresor era un neomarxist, adept al mișcărilor de stânga, care nu suportă religia sau, mă rog, niciun fel de religie. Tânărul era de dreapta, conservativ-catolic, ucenic al ideologiei Carol Maria Vigano, în timp ce preotul urață în gură care se jură că nu fură, era de fapt neomarxistul ateu, liberal, pro-globalizare, -glo ucenic al mișcării împăratului Sudului. Aceste două comportamente reflectă două curente prezente astăzi în societate. Ateismul global, reprezentând cine este Dumnezeu, să las pe Israel să plece, în contrast cu împăratul Nordului, religia impusă cu forța după tipul declarației lui Raj, Arab Shake din a doua împărați, 18 cu 31 la 32. Faceți pace cu mine, supuneți-vă mie și fiecare din voi va mânca din via lui și smochinul lui, fiecare va bea apă din fântâna lui, până voi veni și voi vă voi duce într-o țară ca a voastră, într-o țară cu grâu și cu vin, o țară cu pâine și vii o țară cu măslinii de unde lemn și miere și veți trăi și nu veți muri. N-ascultați dar de Ezechia care vă amăgește zicând, Domnul ne va izbăvi. Prieteni, aceasta este teoria împăratului Nordului. De ce Nord și Sud? Știm că în cartea lui Daniel ni se prezintă prăbușirea Imperiului Grec. Cele patru coarne care reprezentau cei patru mari generali al lui Alexandru cel Mare, împart imperiul după moartea acestuia, suferind de o comă alcoolică probabil, în patru teritorii. Se pare că estul și vestul dispar și rămâne după aceea, cel puțin elevat în capitolul 11 al lui Daniel, o luptă teribilă între urmașii sau dinastia Ptolomeilor și care erau urmașii împărăției Egiptului, și, bineînțeles, că Seleucii de la nord, împărăția Nordului sau Siriei pe vremea aceea, se luptă nordul cu sudul interminabil, au fost războaie, se petrec multe evenimente, și Israelul este în centru. Oricum, o dai poporului Dumnezeu la mișcare. Între nord și sud există un popor al lui Dumnezeu. Orică e sudul la putere. Ateismul, orică e Nordul, religia cu forță la putere, poporul Dumnezeu e la mijloc și tot suferă. Există un fenomen foarte interesant. La început, Împăratul Sudului, dinastia Ptolemeilor, a fost mai puternică decât Împărăția sau Împăratul Nordului, dinastia Seleucilor. Dar interesant este că, cu vremea, ateismul egiptean scade și crește în puterea. În putere febra religiei. La nord, spune că împăratul se întărește. Cred că, în plan spiritual, în, făcând așa o aplicație din senin, în lumea de astăzi, ateismul este la putere. Dar se pare că vine vremea când ateismul va, se va disipa, va fi asanat cumva și va apare la putere acea extraordinară, nemaipomenită putere. A nordului care va impune religia prin forță. În lumea politică avem marele asasinat al președintelui Trump, care se pare că ar fi trebuit să aibă loc, dar nu s-a întâmplat. Cert este că expulzarea sau excomunicarea lui Vigano și atentul de asasinat împotriva postului președinte au fost evenimente foarte apropiate unul de celălalt. Dacă vă mai aduce aminte de episoadele lui Simpson, desene animate, nu cu Donald Trump și Hillary Clinton, în care ni se spuneau în desene animate în 2000, nu, cu 15 ani, uh, înainte de alegeri, se anticipa și vestimentația pe care avea să o poarte domnul Trump și vestimentația pe care trebuia să o poarte doamna Hillary Clinton. În acele desenii animate, în acel cărtun acel care era predat cu 15 ani înainte de fenomen, copiilor de 3 ani. Deci observați că spălarea pe creier se face în mod anticipat, copiii sunt preprogramați în anticipație, ca atunci când vor ajunge la vârsta de 18 ani să știe cu cine votează. Și aceste desene animate anticipau câștigarea la alegeri a lui Donald Trump. Dar, ce mai spuneau Simpson, aceste, acest, aceste desene animate, acest cartoon, că Donald Trump va fi asasinat? Și iată că aproape s-a întâmplat aceasta. Nu știu dacă Dumnezeu a intervenit sau nu, e prea mult de a spune, însă, ce este foarte interesant: că desenele animate Simpson au greșit de data aceasta, că la momentul atentului a pătut vântul prea tare și domnul Donald Trump a întors capul cu câteva zecimi de secundă înainte ca tânărul și creierul acestuia să proceseze mișcarea lui Donald Trump. Ca toți asasinii, acest individ a murit înainte ca să-și deschidă gura să spună ce nu trebuie. Asasinul lui Lincoln a murit înainte să fie adus la judecată. Asasinul lui JFK a murit și el înainte să fie dus la judecată. Asasinul Trump, iată, a murit și el și toți ăștia mari rei care au făcut rele pe pământul ăsta au murit înainte ca să ajungă la tribunal. Nu știu dacă domnia sa a fost ocrotită de Dumnezeu sau nu, nu mă pot exprima. Cel care a, a murit pe loc, am înțeles că au fost oameni care au murit pe loc sau unii au fost răniți grav, uh, s-au trezit cu un glonț în cap. N-au avut noroc, sau cel puțin n-au fost obiectul interesului lui Dumnezeu în situația dată. Înțelepciunea lui Dumnezeu știu că este infinită, și cred că noi oamenii greșim atunci când încercăm să-l definim pe Dumnezeu pe bâșbâite, lipsindu-ne detalii pe care Dumnezeu le are cu adevărat în decor. Așa că, sigur că declarația aceea că l-a salvat Dumnezeu pe Trump, dar nu și pe cei care au murit. O declarație care a fost misul unei discuții interesante la Speranța TV este o întrebare foarte legitimă. Deci, dragii mei prieteni, încă o dată pe șleau spun: singurele opțiuni pe care oamenii le vor avea vor fi ateism sau catolicism. Nu uitați că, deși domnul Donald Trump a fost de partea corectă a istoriei, luptând de moriva unui concept de nouă ordine mondială, el totuși a promis fidelitate. Mișcării pioșilor din Biserica Romei. Dacă vă mai aduceți aminte, în declarațiile de campanie din 2016 și poate înainte, domnia s-a promitea următoarele. Politicienii de la Washington au fost ostili bisericii, au fost ostili catolicilor, au fost ostili membrilor catolicismului. Va sta umăr la umăr cu catolicii. Americani pentru a promova valorile pe care le, le împărtășim cu toții în calitate de creștini și americani. Deci, iată că domnia sa pro promite atașamentul său față de mișcarea conservatoare care se produce astăzi în interiorul Romei. Pe de altă parte, ca un bun politician, domnul a, a, nu uită de marea mișcare protestantă a Americii. Și, într-un mediu propice, într-o întâlnire extraordinară cu căpetenii, capete de vază, ale mișcărilor evanghelice în America, el a spus, am un respect și o admirație extraordinară pentru acest grup și aștept cu nerăbdare să continui să vorbesc despre problemele importante pentru evanghelici. Cu siguranță că nu trebuie să fii catolic pentru a fi inspirat de smerenia și inima Sfântului Părinte al Papei Francisc. De deci, ce atât, dragii mei prieteni, cum două puteri politice sunt la luptă pentru a susține două concepte ideologice în Vatican. Pe de o parte, neomarxiștii liberali, uh, progresiștii, cei care doresc impunerea unei noi ordini mondiale într-o religie care se cheamă transumanism, nu? susțin prezenta autoritatea a Romei, nu? Papa Francisc. Pe de altă parte, e vorba de pioși, oamenii conservativi, oameni care, conservatori care doresc într-adevăr ca biserica să-și recapete demnitatea pierdută datorită acestor apostazii și, bineînțeles, să stabilizeze o societate morală făcută cu forța și impunerea la un Dumnezeu, un Dumnezeu care e mai vizibil, mai pământean, mai aproape de noi. Este, există un adevăr ignorat de oamenii ziua de astăzi care evidențiază faptul că atunci când observ că oamenii te urăsc, dragii mei prieteni, nu e din cauza că tu gândești, ci pentru că ai îndrăzneala să verifici ceea ce ți se spune, pentru că ai curajul să gândești pentru tine. Mi-aduc aminte de frați care au fost persecutați în timpul comunismului și îndrăznesc să menționez nume de relevanță un bun corifeu al bisericii noastre, o persoană cu consacrare. Făceau o mărturisire odată în anii pușcăriei comuniste în timpul lui Gheorghe Gheorghe Udeș. Frați Dei noștri care au fost în pușcărie pentru legea lui Dumnezeu, pentru sabat, pentru credința în Domnul Hristos, uh, au petrecut timp în celulă cu Gheorghe Gheorghiu Dej deci în timpul în care comunismul era persecutat de puterea pioșilor. În timpul acela frații noștri au avut uh, cu bucuria de a împărtăși bucata lor de pâine, credința lor cu Domnul Gheorghe Gheorghiu Dej deci, în momente de suferință, Gheorghe Gheorghe Udeș devine foarte bun prieten cu frații noștri, promițându-le chiar o liberare, spunând dacă noi, dacă noi comuniștii vom ajunge la putere, noi vă vom ajuta, vă vom da libertatea. Însă lucrurile au stat tocmai pe dos, tocmai invers, că atunci când Gheorghe Gheorghe Udej a fost eliberat și comunismul a venit la putere, pionii au luat puterea și pioșii au dispărut din imagine? Gheorghe Gheorghiu Dej a întețit persecuția împotriva în fraților? Și din nefericire, din toată epoca comunistă, perioada lui Gheorghe Gheorghiu Dej este cea mai întunecată perioadă pentru frățietatea celor care au suferit în pușcării pentru cădința lor. Iată, dragii mei, cum un om care promitea prietenie atunci când s-a ajuns la putere, au uitat de cine i-au dat pâine în pușcărie și cei care l-au ajutat atunci când era bolnav. Dragii mei, prieteni, lucrurile se vor repeta din nou. Deși astăzi solidarizăm într-o bună parte emoțional, supletește cu cei care sunt persecutați, nu cei de dreapta, care vor binele, vor morala societății, vor o societate stabilită pe criterii bine definite, totuși acești oameni vor fi primii care vor deschide tribunalele Inchiziției și vor aduce poporul lui Dumnezeu în fața unui juriu care finalmente va hotărâ moartea și persecuția tuturor acelor care se închină lui Dumnezeu nu după bunul plac al pioșilor din Roma, ci după conștiința cuvântului lui Dumnezeu. Așa stă scris. În contextul acesta, aș vrea să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru realitatea cuvântului său, de fapt singura realitate pe care o putem crede astăzi, este realitatea Scripturii, realitatea Cuvântului Dumnezeu. Bunul Tată cere să ne ajute și pe noi în această seară, dragii mei, să avem acest moment de reflexie și să ne gândim, Doamne, ce ar fi mai bine, cum ar fi mai bine, ca să slujim Ție. Orică sunt atei la putere, pionii romei, orică sunt la putere sau vin sau vor veni la putere pioșii romei, poporul Dumnezeu e în mijloc, între sud și nord. Orică Egiptul ateist vine să facă război cu împăratul pioșilor, orică împăratul pioșilor vine să facă război cu împăratul pionilor, poporul e la mijloc și suferă. Să ne ajute Tatăl Ceresc ca zilele acestea să fie scurtate din pricina celor aleși, ca să putem să ajungem și noi acasă la Tatăl nostru din ceruri. Îi mulțumesc Domnului pentru acest moment, în numele Lui Isus. Și dumneavoastră pentru răbdare și participare la această scurtă analiză a săptămânii, și sperăm ca Domnul Isus să ne dea putere să înțelegem lucrurile așa cum sunt ele, ca să nu fim manipulați de cei care vorbesc în continuă. Să ne rugăm! Iubite Tată din ceruri, îți mulțumim în numele Domnului Hristos pentru harul tău, te iubim și vrem să rămânem mai tăi, avem nevoie de tine, credem că ești Dumnezeul nostru, credem că ești în control și în supravegherea tuturor evenimentelor care se petrec pe pământ, avem încredere în dragostea ta și iubirea ta că finalmente se va face tot voia ta. Îți mulțumim că singura profeție adevărată care se va împlini e profeția cuvântului tău din Daniel și Cartea Apocalipsei. Îți mulțumim pentru iertarea pe care ne-ai dat-o, că suntem cei mai mari păcătoși din lume, nu ni se cuvine să ridicăm ochii Spre cer, spre tine, tată, n-avem nicio pretenție, n-avem nicio dorință de a te impresiona cu o aparentă cuvioșenie. Nu suntem nimic decât sărână și dorim din toată inima împăcarea cu tine, iertarea care vine la tine, datorită infirmităților de caracter pe care le avem, datorită temperamentului și caracterului necioplit pe care îl scoatem în evidență adeseori iartă-ne pentru ceea ce suntem și ajută-ne să devenim ceea ce tu dorești sau vezi în viitor că putem deveni. Lasă-L pe Domnul Hristos în inima noastră, iar noi să ne pierdem în El și să te vezi doar tu și zâmbetul tău plin de amabilitate, Tată Ceresc, în numele Lui Isus. Amin.